Bine, iată venim la următoarea colonie. Aceasta este o colonie mai puternică. Aceeași lucrare ca la toate coloniile din stupina. Folia pusă peste materialul izolant. Dar după ce frigul se lasă, iată, vedeți, în spate nu avem condens datorită că aici nu a avut sursă de căldură, iar în față s-a făcut condensul, fiindcă, normal, aici a fost cald și s-a întâlnit cu frigul și atunci apare apa. Ia uitați ce de apă avem. Uitați cum se formează apă. Din acest motiv consider că nu... Ce rost are să pui pungi de apă când poți să pui foarte liniștit o folie deasupra și s-a rezolvat. Materialul absorbant, culmea este că nu e ud, au picat acum câteva picături de apă, nu este umed, el este absorbant foarte bun, iar această pânză anticondens își face treaba, adică lasă apa să vină deasupra, dar nu lasă să și treacă în interior. Din păcate aici câteva albinuțe. Iată, la fiecare colonie am pus apă. Uite, aici nu l-am consumat. Asta mi se pare inutil. Nu e vorba că sunt două tavle, mi se pare că este inutil. Adică chiar nu este nevoie de el. Chiar dacă albinii o să o consume, nu este nevoie de ea. Vom vedea cum vom include la această colonie tuta energetică. Vedeți, este o colonie care iernează pe 7 rame. Această colonie nu aș da o colonie iernată în interior. Fiind aici în centrul țării la mine. Asta este un record. E un record această iernare pe 7 rame. Și în funcție de ce albină voi avea aici la ultima ramă, voi decide dacă cum voi proceda cu izolarea. Haideți să vedem un pic ce înseamnă o iernare la mine pe 7 rame. Nu 7 rame risipite albina, ci 7 rame îndesat albina. Iată, din cap în cap 7 rame de albina. Foarte frumos. Așa. Și la această colonie puternică voi face exact aceeași lucrare, dar înainte de a trece la lucrarea propriu-zisă, trebuie să verific rama. Opa, mă scuzați. Am ridicat un pic de ramă și a căzut înapoi și am făcut un pic de tavatură. Așa. Acum că au venit deasupra, le vedeți mai bine cât albine este. Mă interesează ultima ramă și le las în pace, după aia le pun folia și o să se liniștească ele.
Deci avem albină chiar multă și pe ultima ramă. Haideți că poate o ridic un pic. O ridic un pic, n-ar fi nevoie, fiindcă dacă o văd care albină, da, așa pentru voi. Vedeți cât albina am pe ultima ramă, nu cu albina mort, cu jumătăți de măsură, da? Iată aici. Asta e ultima ramă. Au miere pentru încă o iarnă. Și următoarea ramă e și mai populată. Foarte bine, foarte, foarte fain arată. Bun. Acum ce facem la această colonie? Ca să se dezvolte, ea va ajunge puternică, puternică. O să fie o uzină peste o lună jumătate. O estimez la vreo 14 rame în aprilie. Vom tăia și lui. Și pe el îl dezvoltăm normal. Așa. Mai aproximativ așa, o bucată de folie. Folia aici. Așa. O să-i adaugă o ramă. Să caut o ramă bună. Ce fel de ramă. Nu vreau să fiu foarte multă mâncare pe ea. Fiindcă ați văzut, acolo e multă hrană. Iată, aducem aici, am niște miere care încă nu-i căpăcite și câteva celule de... Asta are mai mult. Eu dau pasta. Are mai multă miere necăpăcită. Și asta va fi foarte bine trasă de albină. O punem între folia care am pus-o și aici o punem. Din asta în spate, acum o să scutur câteva albinuțe de pe iac.
facem loc. Și asta va fi următoarea ramă. Bun. Ia să acoperim ramele acestea. Și acolo venim și punem mâncare, tot ce vrem noi să punem mâncare. Așa cu eu vin cu mâncarea. Hai să vedem ce mai aduce. Deci trebuie să aducem mai multă mâncare. Dacă colonia este mai puternică, normal că venim cu mai multă mâncare. Data aceasta se pun prima la proteica. E o vreme superbă și azi. Nu am căldura care este prin partea sudică a țării. Dar e acceptabil. Se poate lucra la albinuță. Așa. Acolo. În partea asta la altă. Așa. Acum vedeți și dumneavoastră, peste tot se fac experimente cu diferite turte proteice. Sincer să fiu, dacă ai un pic de păstură prin ramă, albina oricum o să consume. Și toți producătorii de turte proteice încearcă să își vândă cât mai bine produse. Da, mai punem o turtă proteică și restul umplem cu energetică. Și vom vedea în cât timp o să consume aceste turte, nu știu, n-am idee. Atâta știu că am mai folosit turta aceasta, acum câțiva ani, și eu merg pe aceasta.
Ia piluc, e moale, are conținut de polen. Ce să... Nici n-ai ce să cer mai mult de la o sursă proteică, ce să cer mai mult. Bun. Punem și asta aici. Am pus de ieri la câteva colonii de albine. Și au început, mănâncă destul de bine. Vor veni, vor mânca, vor veni și din partea aceasta altă de la rama aceea și o să consume. Acum, cea mai mare ce nu-mi place mie este să desfac această turtă energetică. Această colonie îi dau și energetică, fiind mai mare. De aceea și port aceste mânuși de plastic, că pot să le pun mai ușor, pot să lucrez cu dulciile astea. Așa. Dacă era de la început, mă gândeam eu de la început la acest lucru, făceam de acum două săptămâni această lucrare. Dar nu. E bine și acum. Vreau să vă spun că fundurile nu sunt izolate. Nu știu. A fost un risc. Nu știu dacă a fost un risc, încă nu e chiar așa mare lucru să nu izolezi stupida. Comparând că se pune accent pe căldură foarte tare, acest lucru nu știu dacă este chiar benefic. Spune că albinei îi place căldura. Îi place căldura, da. Îi place și la varoa căldura. Poate la timpul lor. De aceea această albină a fost renumită aici în zona aceasta Europei, nu e vorba de România. E vorba de zona europeană, climă temperată, unde albina s-a adaptat. Nu s-a adaptat în 10 ani, în 50 de ani, s-a adaptat în sute de mii de ani. Nu se schimbă clima așa dintr-o dată peste noapte. Atunci, bineînțeles că vrem producții, dar dacă intri cu o colonie frumoasă la iernat, deci nu trebuie să te agiți, trebuie să intri la iernat bine. Încă n-am reușit să intri la iernat bine, încă colonica astea sunt 30%, așa mari, dar este o performanță, fiindcă eu personal aici n-am iernat decât pe 4 rame. Era foarte, foarte greu de dus o colonie așa puternică la mine aici. Și primul lucru care este de luat în seamă. Și totul pleacă de la regină. Înainte de boli, dacă reușești să nu te mai gândești acum, zici că rezolvi cu varoa, rezolvi cu tot și totuși e o problemă. Și atunci te gândești, mă, undeva mai este o problemă. Așa este.
Următoarea problemă este la regină. Cum obții regină? Am văzut deja că se face reclamă că numai cine plătește o anumită sumă are acces să vadă ce regină o pot să obțin, dar uitați-vă la anumite filme, cum arată puietul pe acele rame. Și după aceea decideți dacă chiar merită să obțineți regină în acel mod, în care o să aveți numai puiet împrăștiat pe rame. Acelea nu sunt regine de calitate. Totuși, veți plăti ca să vedeți așa ceva. Se spune că reclama bună vinde produsul prost. Cam așa ceva se văd eu lucrurile. Bun, le-am dat și energetică și proteică. Acum vin să pun niște distanțiere și am terminat și cu el. Albina va consuma și energetică și proteică. Dar ați observat că nu se pun la toți la fel. Vin iară cu autobețe din asta de la vie. Vin cu ele. Punem distanțiere. Trebuie distanțiere ca între cele două folii albina să poată să vine să consume. Sunt deja mai multe colonii active în stupină și să știți că nu am o temperatură grozavă. Pare mult de lucru la o colonie, dar facem cât putem. Facem 10, 15, mai facem și mâine și până le terminăm pe toate. Beneficiul va fi interesant de văzut la sfârșitul martie. Rama aceasta din capăt este cea care îmi va spune ce trebuie făcut. Nu este nevoie să scoți toate ramele să verifici puietul. Dacă ai albine de vreo câțiva ani de zile, chiar de râs să tot desfaci cuibul. Cam câtă hrană s-a fi pus aici, avem un kilogram. E pusă pentru 2 săptămâni aproximativ. Dar acum vor accelera un pic hrana din consumul. O să se accelereze un pic consumul datorită acestei lucruri care le-am făcut. Fiindcă albina va încălzi această turtă de din partea inferioară, turta va fi ținută caldă, iar accesul la ea o să fie prin laterale. Plus că rama cu miere care va fi dată tot timpul după folia, aceasta este, să spunem, cămara lor. Cămara unde vor veni să se alimenteze cu mierea aceea. Din păcate nu e caldă, este la temperatura exterioară,
Da, o vor consuma foarte bine. Acum vin cu folia asta deasupra. Va acoperi tot. Iată ce frumos arată așa. Deci l-am oferit camara cu mâncare, căldura și apă. Le-am oferit aceste condiții. Acum acoperim și cam asta este. Lucrarea pe mai mult timp, voi vedea cât timp o să adaug, fiindcă după ce termin cu această hrănire de turte, când va începe polenul, iată s-a aliniat frumos aici, când va începe polenul la păpădie, chiar înainte de pomii fructiferi, vom vedea cum se vor dezvolta. Bine, ele de luat în calcul că aceasta este o colonie puternică. Nu este cea mai puternică, să știți că am și mai puternic. Dar ăia mai puternici sunt și răi. Mai am și răutăți. Dați-vă la o parte. Bine, este atrasă de lumină. Lăsă un pic aici. Bun. Vom merge mai departe la o altă colonie. Dacă mi se va mai părea o colonie frumoasă, o să vă prezint. Care sunt și mai micuți și mai puternici. Ca în orice stupină, eu nu egalizez. Bun, până data viitoare, să ne vedem cu bine. Numai bine.